E o farță, sunt ăla nebunul de pe YouTube. Salve, șacalilor! Ce faceți? Eu mă, efectiv știu că arăt ca un bostan, n-am ce să fac. O să lucrez la asta în curând, promit. În schimb, avem mult mai multe lucruri importante decât bostanul. Lasă să fiți voi frumoși și dacă mai luați o leacă de vorbit, cred că vă fac mingi de fotbal, ești nebun la cap. De-aia deruibii, știi, că n-am capul rotund. Știți că de la voi au clipurile la care să ne uităm, mi le trimiteți pe Instagram, acolo la Sniculeț. Azi mi l-ați trimis pe Arman Abasi. Pace! Din câte știu, băiatul ăsta nu-i prea pe pace. Știți că mi-e greu să mă uit la clipuri de genul, așa că hai să facem 30.000 de like-uri și să începem după asta. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Am stins țigările străinilor. Era să iau bătaie. Fumatul ucide și apare el în pompier cu o de-aia, știi, de împingi la piscină, știi? Ok, să facem! Arma pompieristul și astăzi vom împinge țigările străinilor prin parc. Pace! Cum i-a dat cu aia? Vai, dar nu pot să cred că chiar dă cu jet de la deapă. Hai mă, las-o! Fumatul ucide, nu e bine! Mamă, eu nu pot să cred că era. Tu nu ucide și trebuie să... Nu te-ai supărat, auzi? Bă, foarte tare chestia asta. Mamă, mi-a plăcut maxim, bună, rău, ideea, bravo, bă, băiatule, bine, rău, de tot nu mai faci asta. Chiar, pe bune, e șmei, dar nu mai. Să vă zic sincer, pacea o cam dispărut, că nu-i deloc ok să faci asta. Nici eu nu susțin fumatul, dacă pot să vorbesc cu cineva, dacă pot să vă zic vouă să nu fumați, vă zic, dar nu cred că dacă te văd pe tine, Mihăiță, că fumezi, vin și dau așa cu pompa, știi? Vin direct cu hidratul, vin cu pompa de aia, știi, să dau mare jet, știi, să te sting. Da, hai să. E doar o farsă, o filmare. Îți dau țigare, dar nu-i problemă. Ok, dau drumul mai departe. Uai, are un stil așa ciudat, băiatul ăsta, să mor eu. Mamă, să mor. Nu mai fumați. Tutunul ucide. Îmi cer mii de scuze. Mamă. Am văzut că tu ai niște ap ăsta, țigare. Mamă, bă, stop, what the fuck. Bă, jură, e greu să mă uit la așa. Mă jur că e greu, frate. Are un stil foarte prost de a aborda situația. Adică vine tu, bă, nu mai fumați. Ok, dă-o țigare dacă vrei, na, nu mai, gata, gata, boss, nu mai fac, hop, iar, nu, iar. Îți dau țigare dacă e. Stai, boss, nu, da, știi, uite, eu filmare, îți dau țigare, nu, eu am filmat, nu te supăra. Adică se duce tare răzită, dar dacă vine unul să-l bată, bă, era o filmare, vene, nu te supăra așa, ce, mă, dar suntem oameni, bă. Dar erau fetele alea două, poate chiar se vedeau cu cineva să mor, poate chiar aveau o întâlnire, sau poate se vedeau cu un grup de prieteni, frate, și știu de toate deodată, te machezi, ți-a două ore să te machezi și vine asta și-l dă așa cu străputoarea în față, bă. Vezi viața, îmi cer scuze. Nu e bine să fumezi. Mamă, chiar aveam nevoie. Da, nu? Săraca fată. Mamă, ăsta dacă nu-l bate, n-a făcut nimica. Uite-l pe pompierul. Da, ți-am salvat viața, șef. Mamă, săraci oameni. Băi, fere, dar... Stai. Știu că nu vrei, dar... Man, a zis că nu vrea! Ține-l mai așa, mai în față. Păi, o să-ți dau în față. Te-ai păcat că te-ai machiat. Man, nu că te-ai machiat. Man, nu pot să cred că există așa oameni. Te rog, te rog. Bă, lasă-mă, man, mă simt nașpa. La unii hai să zicem că prind gluma. Bă, dacă zice să bă, ți-o zis fata asta să nebunească, mă, tu știi că dacă nu ți-o zis 15, bă, nu vrea, are brățări, are de-alea, poate scump, are telefon, e îmbrăcată frumos, vii tu. E nașpa că te-ai machiat, știi cum, adică e vina ta, îmi pare rău. E cum să nu vrei, lasă că vrei, cum să nu, ia, fii atentă, hai că-ți dau, hai, nu, gata, pregătiți și că-ți dau. Dar nu mă interesează, dar eu salvez viața, da, hai că dau, da, trebuie, ia de aici, opa. Lasă că ți-a salvat viața, uite ce bine acum, nu? Da, uite ce frumos e, păi dacă mi-am dat eu camera și el o dat pe fata aia, bă, nu-i frumos? Deci efectiv astea sunt grotisme, frate. Bine, hai, când te mai terorizezi. Și-a uitat geanta, mamă, salvat, îi dau un rol în cap. Bă, veri, ce... Îl omoară! Te dă fumat, bă, gamiaș! Lasă-te c*** de fumat! Dă-i, bă, băiatule, ce... Na, zici și tu. Tutunul ucide. Na, zici și tu. Doamne! Bă, ce p***a mea faci, bă! Dă-i! Dă-i, nu-l ierta! Dă-i, e o farsă, e o farsă, acolo! Mamă... Nu m-ai fumat, p***a! Morții și biserica, bă! Nu e... Cu aia, e o glumă! Să
Sau, mi se pare ireal, deci să mă uit dacă nu, eu nu pot să mă uit, deci e prea greu pentru mine să mă uit. Deci dacă ăștia trei nu se ridică și-l bat, degeaba, deci efectiv e degeaba clipul ăsta, jur. Deci dacă ăștia trei nu se ridică să-l... Fii atent. Mamă, dar... Și efectiv se stropește așa, ca lumea. Mă, mă, ești dobitor! Mă... Fugi! E o farță, e o farță, da ce vă spalați! Dă-i, e o farță, sunt ăla nebunul de pe YouTube. Hai că te spăl, hai că te spăl. Eu am crezut că râd, am blocat în trasă, gen mă gândeam, ce Dumnezeu? Cum Dumnezeu ești acolo, bă? Vrei să fii prietena mea? Abordări fete. Era să iau bătaie. Îmi pregătiți-vă grotismile bărbătești din 2021. Hai să vedem ce înseamnă a fi bărbat, să a face farse, a fi bărbat și a face farse, a fi amuzant. Ia să vedem. Ia. Armand. Ia. Dă să dau mai tare. Dar nu merge treaba? Păi de ce nu? Mă. Și colega ta ce zice? Că și ea e foarte frumoasă. Și pe ea o vrei, ne vrem pe amândouă sau cum? Una e ok, adică v-aș lua pe amândouă. Din start ai greșit, din start ai greșit. No, ei, 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 nu se îndrăgostește nimeni la prima întâlnire, oricum. Dacă ți-a plăcut de mine la început, trebuia să... Mă. Bravo, bravo. De la Ardeal sunteți. Men! Ce-i cu accentul ăla? Păi cât de limpid din nu o să fii! Salutare, sunt Arma și astăzi abordăm fetele în parc. Pace! Hai, pace! Mă numesc Arman. Sara, îmi pare bine. Sara? Da. Bun, și? Răspunsul este? Da, am prieten sau nu n-am prieten? Nu. Nu? Nu. N-ai nevoie de unul? Nu. Nu are, nu are! Anic, poate devine prieten? Toa, bă, este ireal. Poți să-ți au Instagram-ul sau număr de telefon? Și care e răspunsul? Am prieten sau nu am prieten, a? A, n-ai, dar un amic ai vrea? Te venim prieteni și hai mă, lasă că e ușor, ce ai? Cum n-ai prieteni? O, oh, Arman, încântat de cunoștință. Păi hai să facem un prieten, nu? Mamă, dar ce bine arăți, mă. Bă, stai, nu, e o farsă, stai, că nu sunt, eu sunt libidino, e o farsă, eu nu sunt așa, e filmat pentru YouTube, ăsta de pe YouTube, nu mă denunța. In Romania we call this libidinos. Mamă, nu duc clipul ăsta până la capăt. Cu cine ești la telefon acolo? Cu mama mea. Ah, ok, de-aia nu se supără prea tare. Man, cât bun simțu a avut fata asta, să bun. Mor. Mama ta. Ei, mama, vreau să-ți iau fica de soție. Te rog, las-o. Facem nunta, nu știu, într-o lună sau, nu știu. Bă, măcar erau funny glumele, bă. Să-i zici că e un băiat prezentabil, da? Doamne, bă. Bun, bă, dar poliția nu se plimbă pe stradă, nu vede chestiile astea. Ia, nu vă supărați, bună ziua. Eram și eu curios să te-am observat. Mamă, să-l mai vezi și pe role, cum vine așa încet spre tine. Nu, hai să te numești, hello. Tu. Andra. Andra? Îmi place, ce e acolo, Swarovski, ce e? Andra și... Deci, efectiv, Marina, că și zici că vrea să-l furi, știi? Da. Marina. Marina? Da. Arman, eu mă numesc Arman. Arman? Da. Tot am zis că ies, dar uite, n-aveam cu cine și n-am mai ieșit. Putem să ne conectăm, ceva? Nu? N-ai prieten? Păi da, nu am prieten. Mă, lasă. Bă! Ce are? Da, la o plimbare, la... Ia zi, număr de telefon, ce-ți nu pot să cred la ce mă. Hai, eu dau numărul 0765. Așa. Hai, că nu eu dau număr fake. Doamne, săracele fete. Așa, jur. Ce zice? Îți trimit niște poze, ceva? Poa. Nu, că te-am văzut. Păi cum să nu se simtă o femeie sau o fată nașpa uneori pe străzi când vine un tip de atât de dubios la tine, bă? Îl refuzi așa din prima, știi, și-l vezi cum vine așa, știi, pe role, vine. Hei, stai! Hai să ne prietenim! Hai să ieșim cu rolele! Amă că e o farsă! O să dorm la tine? Am rămas fără cazare! Atenție! 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 Experiment social! Ia să... Sau, de ce stai așa? Să stau la tine în seara asta? Am probleme cu cazarea. Am rămas un pic pe afară. Dorm pe jos, nu e problemă. Mâine ies afară, promit, nicio problemă. Doamne, cât de dubios! Și nu s-o ok să invit pe cineva de random, nu? Mă, cum s-a uitat bărbatul ăla, venea să-i dea un mare cot. Ei, nu vă supărați, îmi cer scuze. Vai. Nu sunt nevoie de un mare favor. Crezi că aș putea stau la tine în seara asta? Da! Da? Nu. Doar cu... Poftim? Nu ține cine, nu? De ce? N-am unde să stau. Stai unde vrei. Am și eu nevoie de un mare favor. Cum îi zice, crezi că aș putea stau la tine în seara asta? Sigur nu. Nu, de ce nu? Poate, dorm pe jos. Nu, e în regulă. Altceva? Te pot ajuta cu ceva real? N-ai cum să mă ajut cumva? Nu știu, mă gândesc să-mi dau bani pentru un hotel. Bani? Nu-mi e ciudat, n-am bani.
Man, fata chiar voia să-l ajute, ești nebun? Bă, fata asta a vrut să-l ajute, efectiv a vrut să-i dea bani, să stea într-un hotel și după tot... Bani? Să stau în hotel? Nu, vreau să dorm la tine, de ce nu pot la tine? Sunt atât de multe de zis încât nici nu știu să mai vorbesc. Eu vorbesc mult, mă, știi? Deci merge gura ca o mare stricată aici. Mai sunt și moldovean, deci eu vorbesc mult tare. Dar în clipul ăsta nu pot, bă, parcă mi s-a pus așa un fermoar la gură. Ia bă, să vedem. Hai să... Niciun caz, dorm pe jos. Vreau să știu... Om, nică de dubios. Să stau în seara asta? Nu, am rămas fără portofel, mi l-am pierdut. Am venit, azi am aterizat, da. Stau, eu locuiesc cu bitul meu, nu cred că ar fi... Cu bitul tău? Poți să dorm pe jos, e ok. Bă! Airbnb, n-am portofelul. Păi și dacă ai datele cardului? Bă! Mergi cu data? Da, normal, Airbnb. Hello, ai datele cardului? Nu poți să dorm pe jos, la tine? Nu! Nu ies afară, nu-i problem. Nu se poate așa ceva, ce zici? Nu se poate, în lumea asta nu există așa ceva, nu? Oameni care sunt... Bă, după ce cu avutul pe eu? De ce nu? Băiat, băiat? Da, bineînțeles. Am încercat, sunt mai răi ca fete. Na, îți zic eu că băieții te-ar bate din prima. Să poate dacă nu băieții are cot aici. Hop, percuși aici, hop, hop. Respect, ești tare, frate. Foarte tare acest video, continuă tot așa. Arman și David, cei mai tari. Am fost la agățat cu nepotul meu, Boris. Abordări fete frumoase prin București. Nu te supăra, ești din zonă cu... Vine așa unul la tine și scutură, așa chestia. Mamă, ce praf are cu el. Thailand? Ia, ia să-l mai scutură, ia să mai stau leacă dezbrăcat. I'm drying up my t-shirt, it's raining outside. No! Nu vă gândiți că eu nu mă consider o persoană cringe. Sunt extrem de cringe și eu, dar în halul ăsta chiar nu sunt. Adică sunt și eu la un level medium de cringe, așa, poate extra cringe, dar nu ultra, mega, extra, giga, hectra, hexagon cringe, să mor. Dar nu, fata, stai, nu mă băga în seamă, nu, doar îmi usuc aici tricoul dezbrăcat, arătându-mi abdomenul în fața ta, plouă afară și m-am gândit să-l usuc, e mai ok așa. Dacă aveți clipuri, deși sunt foarte, foarte greu de vizionat, trimiteți-le mele pe Instagram, acolo la Sniculeț, în mesaj privat, o să mă uit peste ele, o să decid dacă fac un video, că e un pic cam mult. Și să vă mai zic, beza pe multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Bubu!